Tot mai multe autoturisme sunt conduse în trafic de femei. Deși este un domeniu revendicat de bărbați, în prezent prejudecățile au început să dispară, iar șoferițele să fie privite chiar mai atente și mai precaute ca cei de genul masculin. Deși există încă o diferență între numărul șoferilor și al șoferițelor, este clar că prezența femeilor în trafic nu mai este de mult una minoritară. Mulți bărbați sunt de părere că nu există diferențe între cele două genuri, ci chiar este plăcută prezența feminină în trafic. Foarte bine, că trebuie și el să aibă un permis de conducere. Îți mai precauți la volan decât bărbați, mai atenți, mai... și nu ceva rău. Unele sunt inconștiente, unele sunt conștiente. Și doamnele și bărbați. Cu toate acestea, diverse stereotipuri, precum lipsa de îndemânare a femeilor la volan sau slăbiciunea acestora, persistă și astăzi. Părere foarte bună. Deci femeia are dreptul să conducă, are dreptul la muncă, are dreptul la vot. O părere foarte bună. Numai că trebuie să fie un pic mai atente, că nu au reflexele ca a unui bărbat la șofer. Atâta tot. Doamnele la volan, am o părere bună, dar cu excepție, că sunt femei care au întrecut obiceiul bărbaților. Alcoolul, drogurile, păcat că n-avem legislație. Bună! Bărbații să zic că au instințiile mai dezvoltate, că degeaba spun unii că femeile sunt mai atente, dar nu. Imediat dacă sună telefonul se pierde imediat, stăci cu tine, nu. Bărbatul e bărbatul, e mai vânus, ce să mai punem. Nu că ar fi discriminare între băieți și fete sau între... Nu, asta așa e adevărul, ăsta e adevărul. Nu sunt atenți din cauza telefonului. În schimb, cetățenii sunt speriați de generația tânără, atât șoferi cât și șoferițe, spunând că aceștia sunt autorii principale ale celor mai grave accidente rutiere provocate, iar responsabilitatea lipsește cu desăvârșire. Femeile sunt, mă refer la femei mai, cum să vă spun, între 35 și așa mai, dar ale tinere sunt ca și ai tineri. Bidozomani, nu stă la stomn, nu este chestii din ăștia pentru tinere ca și ai acum, ca o mașină care au bani, bineînțeles, ăștia fac, dar nu fac aia mărâți. Ăștia care n-au bani merg în cen, ați văzut cum intră, nu stă la stop, îl feresc eu ca să nu-l omor. Ce sunt, m-am uitat că am și eu permis de câțiva zeci de ani, tineretul ăsta care... au mașini puternice și se bagă de pășire și riscă și așa că se întâmplă atâtea accidente. Păcat. Că ar trebui să fie mult mai atenți. Într-un domeniu revendicat de bărbați, multe femei încearcă să depășească limite și prejudecăți, dovedind abilități îndrăznețe în automobilism.